Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost mare panică printre locatarii unui bloc din Suceava după ce s-a auzit o mare explozie în bloc. Sărace. Da. Unui vecin i-a explodat... Nu pot să spun că i-a explodat WC-ul, că se înțelege altceva, i-a explodat ceva în toaletă. Și cum stăteau oamenii... Boilerul. Băi, nu, hai să râzi. Butelia. Deci, cum? Bun, s-au spart geamurile, daune, nu știu, o vecină panicată a sunat la 112. Ce să fie, ce poate să explodeze într-o toaletă? Nu vă gândiți la prostii, vă rog frumos. Deși puteți să vă gândiți și la prostii. Au venit echipajele, au intrat în apartament, vecinul cât de cât ok, mi-a explodat butelia. A zis, este un puțin în baie? Da. Băi, de ce? Băi, acolo țin aragazul. Și aici m-am oprit. Deci, da, exact așa am făcut și eu. M-am încruntat și am zis, cum? Este și o fotografie. Este baia, o baie normală, de bloc, cum ar veni. Da, cu aragaz. Da, cu mare, aragaz. Bănuiesc. Nu, o baie obișnuită, nu foarte mare. Păi încap aragaz, mă? Ce aragaz ai tu, mă? Nu duc încap aragazul. Aragazul are 50 cm lățime. Da, dacă e o baie de 4 metri în care ai cadă toaletă, chiuvetă și mai pui și aragazul. Și mini submarin acum. Te urci pe aragaz ca să intri în cad. Da, cred că pusese aragazul acolo, că mașina de spălat o pusese în bucătărie și nu mai avea loc. Cu bradul, da. Pentru că de ce să nu ții aragazul în baie? Conform demolatorului, că altfel nu pot să-i spun, iată ce relatează ziarul de Suceava.ro. În ziua respectivă, dânsul a fost vizitat de către un vecin. Și a vrut să facă o cafea. A aprins un ochi al aragazului, dar deoarece furtunul care face legătura de la buterii la aragaz era deteriorat, s-a produs o explozie. De unde și extorsiunea cu degajament, dacă înțelegeți. Băi, oameni. Da. Sper că de la buterii erau gazele. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.